Bine ați venit la Stax TV, vă mulțumim, e alt intro de data asta, că vă mulțumim că am ajuns la 100.000 de subscriberi. Am făcut eforturi, adică la două clipuri am zis la început ce like și subscribe, decât la sfârșit, cum ziceam, 4 ani de zile, știi? Dar pentru asta am primit un V8 adevărat, să facem o probă, că ați, bă, uite, ați făcut și voi 100.000, ați intrat în rândul lumii bune, luați și voi un ultim V8 așa, să mergeți cu el și să spuneți cum vi se pare și mai și plouă afară. Noroc că am tricou ăsta și vă dați seama ce mașină e, dar până să vă arăt ce mașină e, vă mai spun o dată, share, like și subscribe. Cum ar fi ca în 6 luni să facem 200.000 de subscriberi? Cred că o să fie biturbo V8-ul, dar nu mai contează. Până atunci... Trebuie să știți că dacă apelați la serviciile de achiziționare a unei mașini second hand de la Țiriac Autorulate, aveți anumite beneficii. Adică, puteți programa un test drive, chiar și cu mașina asta pe care o testăm și noi astăzi pe ploaie. Puteți să aduceți mașina dumneavoastră veche sau nu foarte veche la trade-in, adică cei de la Țiriac Autorulate să o evalueze, să vă ofere o sumă de bani și mai puneți diferența. Ce mai sunt 195.000, așa zis lui Marius. Știi, să-și dea mașina la schimb și 195.000, ca să-și ia ce își dorește de când era mic. Cum ar veni, puteți să aveți mașina livrată acasă, chiar dacă nu sunteți din București. Țiriac Autorulate are mai multe sedi în țară, unde puteți să vedeți mașini, să vorbiți, să discutați, puteți să testați, puteți să verificați mașinile prin Car Vertical. Toate mașinile de la Țiriac Autorulate sunt prezentate pe site-ul propriu, cu seria de șasiu la vedere. Trecând peste aceste mici detalii, dar foarte importante, aveți și garanție 12 luni la mașina cumpărată. Aș zice că în 7 zile puteți să dați și mașina înapoi pe care a achiziționat-o, dacă motivele sunt temeiate, dar asta nu mi se pare așa. În sfârșit, trecând peste, hai să vedem cu ce mergem astăzi. Ta-dam! Ta-dam, ta-dam, ta-dam! Noroc cu tricou, v-am spus că vă ajută să vă dați seama ce avem aici. Și avem, atât de simplu, un Mercedes AMG GT. Mare atenție, pentru că eu am studiat problema. Sunt foarte multe AMG GT-uri. Adică Mercedes s-a făcut pe toate gusturile, frate. A zis și cupe, luați-vă mă și cupe, și patru uși, ăla patru uși, Doamne Dumnezeule, ăsta n-am vârsta pentru el, am trecut de perioada, știi? Dar mi-aș lua un AMG GT în patru uși, Doamne, în sfârșit să-mi dea Dumnezeu să facem 150.000 de subscriber, să-l iau. Îmi cer scuze, poate dacă eram în America și nici acolo. Unul lovit, reparat, prost, era ok. Bun, și spuneam așa, că mașina asta este AMG GT cupe. Există AMG GT cupe C, există S, există R, GTR, adică pauză R, și există GT pauză R Pro. Pro, adică ce avem noi aici, și mai există și Black Series, dar aia e domnul Țiriac, ce să zic, jos pălăria. Oricum, prea mult cai pentru ploaie pentru noi, n-avea rost să mergem cu Black Series, e ok, ăsta Pro, ăsta e ok. Și o să vorbim puțin de partea frontală, care arată senzațional, și o să vă spun că grila asta se numește Panamericana, de asta zice toată lumea pe YouTube, nu? Că are grila aia și că e frumoasă. Eu pot să vă spun că are aceste amortizoare care țin lipul ăsta față, care nu sunt de design. Culmea, mașina asta este o mașină care vine, cum să spun eu, după ce că ea este un V8 biturbo cu 4 litri, ce dezvoltă 577 de cai putere și undeva la 700 de Nm, este o mașină care este orientată pe mersul pe circuit. De ce spun asta? O să vedeți, dotările sunt specifice, o să ajungem și acolo. Și spun asta pentru că am fost la Nürburgring, poate ați văzut materialul nostru, și am văzut că acolo oamenii chiar le conduc. Adică oamenii ies cu evacuările albe în interior de pe circuit și cu cauciucurile care scot, sau anvelopele, ca să fim mai exacti, care scot zgomote de lipici, că sunt atât de încinse încât se lipesc de asfaltul din parcare. Spuneam așa, că acest spoiler este reglabil, manual. Dedesubt, aici, nu se poate filma, dar pot să-l pun pe Marius pe burtă, e un spoiler activ de plastic care, după o anumită viteză, se umflă cumva și coboară ca să nu mai lase aerul să treacă pe sub mașină. Pardon. Spuneam că designul ăsta este foarte cool din punctul meu de vedere, îmi place. Nu vreau să vă conving că e ceva ce se poartă, dar mie îmi place gura asta retro cu grila asta foarte mare. Farurile iarăși sunt cu lumini de zi și cu un design foarte interesant. Avem iarăși interculerele aici,
care sunt stânga-dreapta, pentru că mașina, așa cum am spus, este un V8 biturbo. Avem, v-am spus, spoilerul de jos activ, ăsta reglabil manual. La varianta Pro vine și cu splitterul ăsta de direcționare a aerului, sau canard, pe numele lui de botez. Hai să vedem dacă mă descurc la deschiderea capotei. Trebuie să fie pe aici ceva, undeva, cred, sper. Gata, mă, l-am găsit. L-am găsit. Ia să vedem aici, capota asta. Ta-da! Ta-da! Da, că e Mercedes și la Mercedes de la 124 se ridică capota foarte mult. Ăla avea niște opritoare care te făceau să o ridici mai mult, asta merge direct. Au mai scăzut costul de producție, cred că nu le-au mai pus. Dar dacă vorba aia, ai de umblat aici la ABS, că nu-ți mai merge ABS-ul și îți bagi tu nasul, trebuie să poți să deschizi capota. Ce e foarte interesant este că ce vedeți aici nu are legătură cu realitatea. Adică vedeți un capac de plastic pe care este semnat inginerul care a, nu pot spune că a produs, s-a uitat el acolo, a supravegheat asamblarea motorului V8 biturbo. Aveți aici turbinele, la vedere, ca să putem să facem un sandwich, să punem aici într-un staniol, frige. Deci vă garantez că aici, dacă punem un staniol frumos, în 10-15 minute de mers, ca să nu mai zic pe circuit, avem toastul de curge cașcavalul din el. Dar ce este foarte interesant, așa cum spuneam, mașina asta este produsă pentru a fi condusă și pentru a face uz de toate lucrurile care sunt pe mașină. Toate prizele sunt funcționale, prizele de aer, inclusiv cele de aici de pe aripă, unde vedem anvelopa și unde vedem și mizeria când mergem pe ploaie sau pe drumuri cu noroi, o să iasă pe aici, că asta e viața. Mașina a fost concepută să meargă pe circuit, pe circuit nu e noroi, e doar asfalt sau apă. Vreau să zic de motor că avem acest capac și cu filtrele care pare poziționat în fața punții față, ceea ce nu este adevărat. Motorul este aici, în spatele punții, este foarte bine poziționat. N-avem veșnica problemă de la Audi. Avem prizele de aer care vin în această grilă de la Panamericana, aerul intră, iese pe aici prin acest deflector, intră în această priză care are și un opritor, adică nu chiar așa oricum, și iese pe aici ca să răcească turbinele din spate de acolo și motorul implicit. Capota e lungă și frumoasă, din punctul meu de vedere. Mergem pe lateral să vorbim de roți, de frâne, de 6 pistonașe la frâne, de frâne ceramice în compozit de carbon, care la varianta Pro vin și pe spate. La varianta Air vin doar pe față. Avem jantele pe 19 pe față, 20 pe spate. Jantele sunt din titan forjate. Ce înseamnă forjate? Se ia un bloc de titan și se sculptează până iese modelul ăsta de jantă. De-aia sunt rezistente și ușoare și foarte, foarte scumpe. Na, știi cum e, când e lucru de calitate și necesită multă manoperă, este mai scump. Mașina este echipată cu jantele, cu anvelopele Michelin Pilot Sport Cup 2, care sunt aproape semislicuri. De asta spun că mașina asta vine din fabrică orientată pentru mersul pe circuit, odată de la anvelope și odată de la frâne. Avem prizele de aer aici pe aripa față și, cum spuneam, și cele pentru anvelope. Ei spun că aerul care se turbionează de la anvelopă, de la roată, trebuie să iasă pe aici, nu are legătură cu căldura de la frâne sau așa, are legătură cu aerul învârtit de roată cumva. În sfârșit, sunt ferm convins că mașina asta este super gândită și calculată inginerește ca să facă performanță. Are scuturi pe dedesubt, are foarte multe elemente de carbon ca mașina să fie foarte ușoară. Adică plafonul este de carbon, capacele oglinzilor, pragurile sunt de carbon, aceste stăbinija, nu știu ce să le zic, sunt tot de carbon. N-am înțeles cromul de la... nu l-am înțeles. Aici a rămas crom, dar atâta s-a putut. Adică inginerii la Mercedes au fost atât de concentrați pe performanță, încât la capitolul design aici au uitat. Dar au zis, bă, lasă-mă că merge cromul de la clanță cu asta, siguranța de la ușă, să vedem dacă e închisă sau nu. Aia e. Bun, pe spate spuneam că avem roți de 20 cu dimensiunea de 325-30-20 a anvelopei Michelin Pilot Sport Cup 2. La varianta Pro avem și aceste difuzoare tot de carbon aici pe lateral, care nu se găsesc la varianta R. În rest, difuzorul, splitterul spate cu evacuarea, care este compusă din o evacuare mare pe mijloc și încă două pe lateral, este o evacuare din titan, care sună, doamne, cum sună V8-ul biturbo la mașina asta. Nu cred că este V8,
în lumea asta care să sune atât de bine. Deci vedeți cum arată, totul e funcțional, aceste tipsuri sunt adevărate, nu e nimic fake, așa cum spuneam la mașină, totul este funcțional până și aceste prize de aici, dacă pui mâna se simte căldură, care este degajată de la evacuare. Avem eleronul, care vine și pe varianta R, dar pe varianta Pro mai avem această mică buză care mai aduce o contribuție la stabilitatea mașinii pe spate, ca să nu mai zic că varianta Black Series vine cu un eleron mult mai mare și cu niște țevi în portbagaj pentru că apăsarea este extraordinară. Da, iarăși nu intrăm în detalii de genul că nu suntem noi atât de piloți de Formula 1 încât să simțim diferențele astea. Bun, hai să ne mutăm și la interior. Nu ne mutăm? Vrei portbagajul să ți-l arăt? Trebuie să mă duc în mașină, că nu se deschide decât din cheie sau din mașină. Bun, hai să vedem portbagajul. L-am găsit! S-a deschis? Da. A? Da. Cum nu? Da. Nu, nu, e greșit. Stai un pic, dă-mi voie. S-a deschis? S-a deschis, mă, dar nu știm noi. Nu pot să cred. Și nu se deschide, mă, probleme. Probleme de 200 de... Nu sunt probleme, bă, e, nu știu eu. Ce? Să închid ușa? Pe ușă? Ce pe ușă, mă? Nu e, mă, pe ușă, e aici, pe bord. Îl văd eu, butonul. Sau pe cheie. Stai să mai facem un test. Stai așa. Pe o problemă. Nu-s cheile, ei, cred că nu se încuie. Stai să vedem dacă pornește. Băi, frate, hai să vedem dacă pornește. Măcar știi cum e? O pornire la mașina asta e așa, o ungere pe suflet și trebuie tot timpul să-ți cauți un motiv să o pornești. Ia să vedem, frate, pornește! Ei, n-am vrut, ești ok? Mai fai vreodată? What the fuck? Ce haos, bă! Vezi, mă? Așa vreau să se audă, mă, și mașina mea când o să fiu mare. Acum se deschide portbagajul? Nu. Ce-ți trebuie, mă, portbagaj la mașină de curse? Îți trebuie portbagaj ție la mașină de curse? Nu-ți trebuie, frate, nici n-are portbagaj. Hai înăuntru! Și ziceam de faptul că mașina asta este o mașină fix orientată către mersul pe circuit. De ce? Pentru că vine echipată cu scaunele scoică și cu acest roll cage în spate. Bun, ce bine, să mai zic că carbonul este mat în varianta Pro versus carbonul lucios. Să vă zic, aici sunt butoanele și că acest V reprezintă V8-ul și cilindrii pe laterale care, nu știai, asta reprezintă. Puneam că este construită special pentru a merge pe circuit, pentru că vine cu aceste dotări. De ce zic asta? Am testat BMW M4 cu aceeași dotare de scaune scoică în mersul pe stradă și cu toate că și eu am aceste scaune scoică la mașina personală și am făcut distanțe lungi, astă vară până la Iași cu BMW-ul mi s-a părut puțin de disconfort pentru că aceste scaune erau scoică. Puțin de disconfort. Cu toate că eu zic, bă, de câte ori îți reglezi tu scaunul până la Iași? Când nu-ți reglezi, l-ai reglat și ai plecat și ai mers. Poate te mai tragi cumva, îți mai schimbi poziția pe el, dar el, scaunul în sine, nu-l reglezi. E, după care am fost la Nürburgring și am mers cu un BMW seria 2 sau seria 1 al lui Voinea, care nu avea scaunele scoică pe circuit și mi-a fost foarte greu să stau în scaun, a trebuit să mă țin de cotieră, de mâner, un disconfort teribil. Și atunci, de-aia am zis, băi, mașinile care vin din fabrică cu scaune scoică și roll cage sunt destinate pentru mersul pe circuit. Normal că le poți folosi și pe stradă, normal că le vei folosi și pe stradă, dar trebuie să știi că dacă vei folosi această mașină la distanțe lungi, s-ar putea să fie puțin de disconfort. Iarăși, ce observ la Mercedes versus BMW, accesul în mașină este mult mai ușor, chiar și decât la Supra testată anterior, care nu era dotată cu scaune scoică,
Accesul aici în Mercedes este foarte facil. Nu mă mai simt bătrân, chiar dacă am declarat la început că mi-aș lua AMG GT în 4 uși, acum pot să-mi schimb declarația că nu mă urcasem în mașină. Acum m-am urcat și pentru că pragul este foarte înalt și scaunul am plasat foarte jos față de pragul mașinii, accesul este mult mai facil. Chiar dacă și la acest Mercedes AMG GT avem parbrizul foarte lat și foarte îngust, fețele de uși foarte înalte, cu geamuri mici, vizibilitatea e bună. Sunt foarte bine aici, stau foarte bine, pot să mă obișnuiesc cu viața asta, pot să fiu bogat de mâine. Deci dacă sunt sponsori care vor să ne căutați-ne, că noi vă luăm banii, nu-i problemă. Da, glumesc. Trecând peste acest aspect, avem aici bord îmbrăcat în piele, cu piele întoarsă, volanul din piele întoarsă ca să ofere un grip mai bun. Atenție, se folosește cu mânuși, nu cu mânuțele goale, mai ales ale mele cu bătături, așa că devine lucios. Bun. După cum știți, butonul de start-stop, mașina este dotată cu keyless, bineînțeles, avem toate funcțiile de lane assist, de tot ce se poate folosi la o mașină din asta de stradă normală, să zicem așa, avem aceste dotări și în această mașină. N-avem scaunele încălzite, dar bănuiesc că nu o să mergeți cu ea iarna, pentru că la 580 de cai, nu știu dacă e chiar cel mai bun lucru de făcut și cu anvelope de iarnă. Gurile de ventilație, butonul ăsta galben de care o să vorbim, maneta schimbătorului, acest pad pe care putem să facem diverse operațiuni în... Hai mă, să-i punem contactul, mă, să arătăm oamenilor, mă, că se aprind și beculețele aici, mă. Da, nu merge portbagajul pentru că mă anunță mașina că trebuie să schimb bateria de la cheie. Mașina este 2019, nu știu dacă am zis. N-am zis. Mașina este 2019, are 5400 de kilometri la bord. Este un Mercedes AMG GT pauză R Pro. Costă 210.000 de euro, banii jos, ochii la ușă. Mare atenție. 209.000. Ce? 209.000. 209.000? Pui și tu 1.000, a? Fem și 1.000, mă, frate. 209.000, că dă Marius discount 1.000, nu e panică dacă nu e 210.000 prețul. Dar găsiți la Țiriac autorulate pe site. Problema este că pe site nu se poate pune descrierea GTR Pro. Se spune doar AMG GT. Deci mare grijă, pentru că voi cumpărați o mașină mult mai scumpă decât AMG GT, cu mult mai multe dotări, la care virează chiar și spatele, spre deosebire de AMG GT. Da, virează spatele, nu te mai uita. Și asta spuneam, că o puteți achiziționa chiar și în leasing, cu tot cu garanție, cu tot cu test drive, cu tot ce trebuie. Și spuneam așa, că trebuie schimbate bateriile de la chei, să știți, să nu vă faceți probleme. Avem aici display-ul, avem funcțiile climatronicului, avem frâna de mână electrică pe partea stângă și butonul pentru lumini, cu, bineînțeles, funcție de automat și așa mai departe, oglinzile rabatabile încălzite și așa mai reglabile electric. V-am spus, butoanele astea de aici, de volum, de tobe, la modelul anterior aici nu era cu touch, era buton fizic. L-aș fi preferat, dar în sfârșit nu sunt eu designerul mașinilor. Avem aici cotiera, unde ce mi se pare foarte interesant este că dacă cheia rămâne fără baterie și nu mai este recunoscută de sistemul keyless, o poți băga aici efectiv în contact și o pornești efectiv din contactul manual. Nu mai stai să-ți faci probleme că, domne, ține cheia lângă senzor, că nu are baterie. S-a gândit Mercedes și pornești o dată, nu mai sta pe gânduri. Porturi USB peste tot, SD-uri și așa mai departe, ba și aici, ba și acolo, muzica se aude bine, garantat, port de brichetă. Glove compartment, se conduce cu mânuși, yes, engleză, da. Fac cursuri, glumesc, nu fac, da. Avem aici suport de pahare și cu șmecheria asta, că nu înțelegeam care-i treaba, zic, bă, cum închid eu asta de la 200.000, tragi un pic, bagi un ghiuță, știi, că după ce împingi ăsta aici, vezi, el rămâne blocat, știi, uite, vezi, rămâne blocat, el ar trebui să stea așa un pic, știi, ca să apeși încă o dată pe el și să se tragă, uite, vezi, uite, acum merge, că e stătută, da, aia trebuie să o duc pe adâncata un pic, uite, vezi, uite, vezi, dacă mergem pe adâncata minim 2-3 ore, știi cum se o desfundă tot, o luați, are 700 de cai, mai are 580. Da. Portbagajul e corp comun. De ce? Ca să vezi ce ai în portbagaj, ce cari, ce ai luat de acasă și dacă uiți, avem aici un buton, nu mai văd acum de nas, vorba lui Traian, ce face asta? Nu știu ce face. Da, avem aici un buton care aprinde lumina din portbagaj. Pă bune. Adică dacă e noapte și mergi pe drum și copilotul, băi, ai luat castraveți? Da, am luat, ia din spate, ia și vezi că ai și parizer.
Adică fă aici frumos pe cotier un sandwich. Eu chiar mă văd, aș face. Ești nebun? Și îl punem și la încălzit acolo pe turbine. Păi tu îți dai seama ce am face noi cu asta la drum? Nebunie, vinde și sandwich-uri, ești nebun, face și bani de benzină. Nu că ar fi scumpă. Da, butonul de traction control este foarte interesant. De ce? Este un buton inspirat de, fix de la mașinile de curse. Exact așa se reglează și traction control-ul. Cei care v-ați jucat pe PlayStation, nu cei care ați condus mașini de curse, cei care v-ați jucat pe PlayStation, probabil că ați văzut în designul mașinilor de curse că de aici se poate regla traction control-ul, pentru că pentru Mercedes AMG GT R Pro, cuvântul stop are 8 semnificații. Adică traction control off, off, dar de 8 ori off. Adică mai off, mai puțin off, mai mult off, semi-off, aproape off și off de tot, știi? E, na, reglaje, piloți, oameni, bani, cafele, dimineața, mergem pe Nürburgring, ne dăm, aoleu, am lovit mașina, 200.000, mi-au alta, alți oameni, dar măcar intrăm și noi în lumea lor și putem să ne prefacem. Vreau să vă spun că mai multe lucruri o să vedem în momentul în care vom conduce chestia asta și tare mi-e frică că o vom conduce, dar sper să mă abțin. Scuze. Dacă Supra a plecat de fund la cea mai mică apăsare accelerației, același lucru face și Mercedes. Ăsta care doar 700 de Nm. Știi? Și la 700 de Nm cuplul e peste tot. Cum ar veni și noi suntem acum pe funcția de confort a mașinii. Haide. A, trece acolo, ok. Da, suntem pe funcția confort în modul de conducere al mașinii. Și este comfy pentru că suspensia este reglabilă și din mașină și puteți să o reglați și voi manual. Parcă pe aici ieșeam să nu ating cu spoilerul. Că acum când îți iei o mașină joasă trebuie să te gândești când pleci din punctul A în punctul B cum e drumul, că asta e destul de joasă. Da, și spuneam că are mai multe moduri de condus. Avem aici varianta de dinamic sport select. Avem Sport Plus, avem Race, cum probabil ați și auzit pe fundal. Sunetul evacuării s-a amplificat. Care, ce sunet ai făcut? Nu știu. Zgomotul este, ce ai făcut? E din filmele cu Batman, ești nebun? E din filmele cu Batman în care Batman avea o mașină, dar o conducea Cruella de Vil. Așa mă simt. Adică, având capota asta lungă așa în față, dacă tu ești un om bun, care toată viața ta ai donat, stați, încerc. Pot să spun că se aude prea tare evacuare. Da, și spuneam așa, că dacă voi sunteți niște oameni buni, care toată viața voastră ați donat la biserică, la copii orfani, la v-ați dat haina de pe voi, în momentul în care vă cumpărați mașina asta, automat vă transformați în bad character. Așa arată mașina, te face să te transformi într-un om rău, cum era Cruella de Vil. Da, sunetele, feeling-ul mașinii este ca într-o mașină de curse, chiar și anvelopele mă fac să cred chestia asta și mă fac să cred că nu este ok să conducem mașina asta pe vreme ploioasă. Că aderența este destul de precară și prin prisma faptului că avem foarte mulți cai și prin simplu fapt că mașina este dotată cu anvelope semi-slick și atunci na, lucrurile se schimbă, dar după cum știți, aici unde filmăm noi, în curtea de la Romexpo, sunt și drumuri destul de denivelate și uite, eu le atac cu fantastica viteză de 30 de km la oră și pot să spun că nu mă deranjează foarte tare aici să stau la volan. Bun, vă spuneam de modurile de condus, vă spuneam de toate modificările care vin la mașina asta, scaune, evacuare de titan, jante de titan forjate cu anvelope semi-slick, niște elemente de aerodinamică din carbon care vin în plus la varianta asta Pro față de varianta R.
puterea este aceeași, mai exact 577 de cai. Că poate sunt oameni care vor să mă corecteze și am zis 580. Am mai băgat de la mine. Sunt curios oare câți cai face cu soft. Dacă mașina mea de 200 de cai a făcut 250 cu soft, asta care are 580 cu soft trebuie să facă vreo 800, nu? Bine, oricum, așa cum am zis-o, din punctul meu de vedere, 500 de cai de mers pe stradă sunt foarte mulți. Foarte mulți! Adică eu mașina asta, folosind-o astăzi pe perioada filmărilor, pot să spun că n-am văzut că are 580 de cai, pentru că n-ai unde să vezi în oraș. E ud pe jos, mașina patinează foarte mult ca să poată să pună puterea jos, ar putea să o pună de la o viteză mai ridicată, care nu se poate dezvolta în oraș. Când avem cum. Și atunci, mașina asta, ca să o testezi, sau ca să o probezi, sau ca să o încerci, sau ca să vezi dacă îți place, trebuie să mergi cu ea pe circuit, atunci când afară este o temperatură cât de cât ok și pozitivă, ca să-ți oferi niște senzații de frânare și de accelerare. Altfel, da, ce pot să spun? Sunetul este fantastic. Sunetul este fantastic. Aș merge cu ea forever. Forever aș merge. Curti inferioarele. Curti inferioarele astea. Atenție. Ce ai? Sunt în a patra, am 2000 de ture. Ating accelerația ușor și mașina pleacă de fund. Pentru că, repet, avem și anvelopele. Ce ai, mă? Dă-mi, Doamne, bani să-mi iau de-asta. Da, na, ce să zic? Ce leu, băiat, leu. Aș fi intrat în hala asta. Poți să intru în hala asta oare? Nu mai filmăm niciodată la Țirea Capitol. Dar aș intra în hala asta. E asta de la SIAP, știi, sau SAP, sau e deschisă. Și uite, o să o vedeți pe camera, mă, cred că o vedeți, da. O vedeți? Uite, aș fi intrat aici, înăuntru, stai să deschid geamul, poate se vede mai bine. Uite aici, aș fi intrat înăuntru aici, are și start-stop, că emisii, vorba aia, și reglementări europene. Păi tu îți dai seama dacă intram eu aici și... Stai puțin, dă-mi voie, te rog. Intrăgeam în hala aia așa. Fai de capul meu, că dă-o pereții și de bo... Acolo trebuia să filmăm, da? La 200 de mii, poate. Ce vorbești, mă? Eu cred că în modul Race Plus se aude mai bine. Slippery. Nu e slippery. E uscat, 30 de grade. Sport Plus, Race. SP-ul scos, ca să putem să scoatem SP-ul, trebuie să ținem mai mult apăsat pe butonul de SP, ca să putem să... M-am întors în fața unei de-astea electrice, nici n-am văzut-o. Așa e, că dai mașina de 200 de mii, nu prea spasă. Nu prea te uiți în jur. Uite, l-am văzut pe cameră. Ce drăguț. Da, și cred că în modul race, cu traction control la maximum maximului, că n-aș vrea să facem haos pe aici ciupercă, cred că se aude mai tare la inferioare ea. Dar mă scuzați. Adorme copilul, îmi cer scuze. Nu mi-am dat seama. Dar chiar nici nu mi-am dat seama. Da, vorba lui Marius care a zis: bă, mi-aș dori să fac bani, să-mi cumpăr o mașină de asta doar ca să o pornesc dimineața să deranjez vecinii. Să zică: bă, ce faceți aici, mă, frate? Iar a pornit la pe mașina aia de 200 de mii. Apără și păzește. Cum ai dormit la noapte? O să am mai de-astea în cap. Deci, trebuie și mie o mașină să fac așa. Îmi cer scuze. Da, trebuie să fac un... Trebuie să fac un TikTok ăla cu porcul, știi? Când pornești V8-ul. Când pornești V8-ul, apeși butonul și pe aia apare porcul ăla. Cum face porcul? Ce ai, mă, n-am, ce să... Da, mă, e tare mașina, e lucrată, e, adică, cred că un om care vrea să-și cumpere mașina asta se uită la review-ul meu, să-i zic eu cum se conduce, știi? Nu cred, dar ne uităm noi ăștia care nu ne permit. Ce să zic? În oglindă vezi, pe lângă roll cage, pe lângă eleron, pe lângă toate alea, vezi,
Vezi, frate, vezi, incredibil, vezi și în oglinzile laterale, stai foarte bine în scaun. Scaunul ăsta scoică, parcă nici nu simt că e scoică când mașina asta arată cum arată. Adică nu cred că poate să existe un proprietar de mașină de genul ăsta care în momentul în care o parchează și pleacă de lângă ea să nu se întoarcă să o mai vadă odată. Bă, arată senzațional, jur. Arată ca și cum nu mai e să-i faci nimic. Nu mai e ce să-i faci. Să stai, mai vreau să modific. Poate un eleron mai mare aș vrea. Că mie îmi place opulența, vorba aia. Și când am 200 de mii, vă dați seama că nu vă mai înțelegeți cu mine. Dar, zi, nu mai e ce să-i faci. Evacuare de titan, jante forjate, jante, anvelope, semislicuri, suspensie reglabilă, reglabilă din mașină, reglabilă din mână, teleroane, spoilere, prize de aer, scaune înăuntru, rolchi, ce mai pot să-mi reglez și spoilerul din față, să-l las mai jos sau nu, să se umfle chestia aia, să nu mai intre aerul, totul calculat, cu turbioane, cu nebunii. E cea mai ieftină de pe internet. Asta, asta. Din ce am văzut eu, nu există AMG GT-R Pro mai ieftin de 230.000. Și asta este 210, dacă nu mă înșel. 5.000 de kilometri, garanție, tot ce vrei, ce să-ți mai trebuiască? Ce să-ți mai trebuiască de la viață? Adică mie unul nu mai îmi trebuie nimic. Și cum să spun, m-am plimbat 10 minute și nu mai îmi trebuie nimic. Adică astăzi ziua mea este completă. Of, aș vrea să vă mai zic lucruri, că sigur mai sunt multe lucruri de spus despre mașina asta, dar mai bine ne bucurăm de sunet. Doamne, dă-mi-o pe un circuit uscat. Să fost și eu. Da. Ce să zic? Bă, dacă aveți 200 de mii, luați-vă. Adică mașina asta, după cum spun alții care au mai multă experiență și au condus și asta și Porsche-le GT2 RS și GT3 RS și BMW M4 GTS și GTR și toate mașinile, este printre singurele mașini care se apropie de performanțele Porsche-ului. Pentru că Porsche-le este mașina supremă, să zic așa, sau este supercarul care poate să le facă pe toate și face și performanțe cel mai bine. Și atunci Mercedes se apropie cu AMG GT R Pro, se apropie de performanțele Porsche-ului și pare și ușor de condus. Repet, mașina este un supercar. Vă gândiți la supercar, vă gândiți la Lamborghini, la Bucati, la chestii de genul ăsta. Și atunci mașina asta, fiind un supercar, o mașină care te urci ușor, te dai jos ușor. Avem și portbagaj cu bec, așa cum am zis. Să vedeți dacă v-ați luat servieta sau sandwich-ul. Nu știu de ce mai accelerez, că știu clar că nu poate să pună jos. Știu clar treaba asta. Clar. Și acum, ca să ajungem să ne luăm și noi mașina asta și să vedeți mai multe live-uri din Mercedes AMG GT R Pro, share, like și subscribe. Atât de simplu. Voilà.